pare rău. Bună ziua, bună ziua, prieteni. Ce faci, mami? Bună ziua. Fac niște fidea cu lapte, am zis. Păi ce? Mai ești un copii mic de faci fidea cu lapte? Da. Pe cine? Eu l-am pe Bobiță aici, a venit. Bobiță? Deci, prieteni, îmi pare rău de an cu Jeanu, că a murit. Să fie sănătatea lui bună acolo în cer unde e. Auzi, unde i-ai tocat valța? Să-i fie bine și Lucian, unde e acum? Unde e acum? Dă-te ția ăștia, că nu am făcut nimic cu el. Casa lui e în cer acum. În cer, nu știu. Uite, veni Leonardo, iar m-a făcut să plâng. Iar mă întreba aici, de tata, am spus multe, mi-a dus aminte. Deci, prieteni, îmi pare rău de Ian cu Jeanu. Acum casa lui e în cer, dar e tot tata ei. Da. Pentru cine a ajuns în cer? Lasă-mă mai întreba copilul toate astea. Mai spun. Nu mai, gata, stați cu mine. Și, prieteni... Bă, vrei o salată, Bobiță? După aia, eu am vasă. Tu ai voie să mănânci salată? Până mi-a trecut aia. Și prieteni, s-a dus Ian cu Jeanu, era cel mai bun prieten al meu și al lui Tataru. Și acum... Ea se distrează acum, în Franța se duce. Acum este prietenul nostru Ian cu Jeanu și în cerul. Că, și în cerul, da. Că tot este îngerul nostru acum. E înger, da? Da. Bă, ce frumos vorbești tu. Și prietenul îmi pare rău, da. Dar mi-a lăsat pește, că i-am dat cu ea pe pește. Te solzi pe ea. Ia spală, un pic. Și, prieteni, dacă vă fac să plângi, îmi pare rău. Dar ce să fac eu? S-a dus și Ian cu Jeanu, s-a dus la groapă. Nu avem ce să mai gata, facem. Bobiță. Gata. Este în cerul. La Dumnezeu. Tu ce spui, bucătar, despre Ian cu Jeanu? Ce să spun, Bobiță? Pune și tu un interviu la oameni. Ce să spun, interviu, oamenii știu despre de bine. Tu ce spui, am fost afectat, Bobiță, ce să mai zic, Bobiță? Ce să mai zic? Că mă fost să plâng că ai venit cu fașie, mai zic. Mi-ai adus aminte toate vorbile iar ce zicea el. Deci, prieteni, s-a dus Ian cu Jeanu, s-a dus, nu mai avem ce să facem. S-a dus, era cel mai bun prieten al meu și al lui Bucătar. Da, lui Bucătar, uite, stă singur Bucătar, nu are cu cine să mai mănâncă, nu are cu cine să mai petreacă. Prieten, și primul vlog care l-a făcut Ian cu Jeanu pe vlogul lui, să-l vedeți cu poarta. Primul vlog înainte să moară. Mă ajung, Cătălin, da, pe poartă, dar ce? Cu poarta, știe și eu că de cu poarta a făcut ultimul vlog. Și am văzut și eu videoclipul unde plângeau toți de Jeanu și venea lasă și... Lasă fiar și mai bag lapte. Venea Jeanu aici, făcea glume cu mine, dar îmi pare rău de el. Ce să mai facem? E prietenul nostru tot în cerul ei. E tot viu. Inger, așa ține bani. E tot viu, Ian cu Jeanu, prieten. E unde mai e viu, Bobi? E unde e acum. E în cerul sus. Dacă așa i-a dat Dumnezeu să stă acolo, acolo să fie. Dar el, bucătare, el poate să ne aude, din da. Poate? Da, poate să... Și poate dar... și să ne vede. Vadă. Cum? Și noi cum nu îl vedem pe el? Păi n-ai cum. Nu știu exact, Bobiță. Asta nu știe nimeni, Bobiță. Și cum te-ai gândit tu să vii aici la noi? Păi ca să mai povestesc și eu să văd. S-a sigur că l-am dat, a stat patru, atâta timp singur acolo. A simțit eu ea să vină iar aici. Dar, prieteni, ce să facem? Când o să vină pomana, o să mă duc la... acolo, la Jeanu, o să-i aprind o lumânare, îi dau să bea vin, ce-i plăcea lui, prieteni. Arăt-i, bă-ți, bă-ți. Dai vinul Jeanu, mă. Bă, Bobiță, nu mai fac, mă, să plăc. Ce-i plăcea lui? Bere și vin. Bere și vin, aș vine. Aia-i fac. Să bea și aprind o lumânare. N-avem ce să facem.
Mulți prieteni știți că nu învie, doar îi punem o lumânare și îi dăm vin. Aia da, trebuie să faceți. Aia trebuie să faceți, n-aveți cum să-l sculați, n-aveți să faceți nimic, doar să-i dați vin și să-i aprindeți o lumânare. Aia aveți. Așa e. Gata, mulțumim pentru sfat, oprește-te. Gata. Stop. Mai fă-i o pauză. La simțitul nevoia să vină la noi. Da, și să spună toate vorbele. Și îmi pare rău de el. Era un om bun. Era la suflet un om bun. Toți erau sufletul un om bun. Da, chiar era un om bun. Și acum dacă s-a dus, s-a dus, prieten. S-a dus, era cel mai bun prieten. Gata, Bobiță, mai fă o pauză, gata. Ce e să faci? Trebuie să-i dați un pic de vin și gata. E și o lumânare. Vezi că s-a aprins video aici. Nu o să venim cu un pic la pescu. Vede că e bună, Barba. Bucătarul a slăbit, prieteni. Uitați, serios, chiar a slăbit. Vedem. Vedem încă. Care sunt frumoase. Nu știm exact cât, dar vedem. Știi când te cântărim? Când? Două ochi. Luna care vine. Auzi și Cătăline, da. Îi spuse să că zice numai vorbe de mi-a adus aminte de plâng și el zice, păi ce am zis, mami, am zis numai vorbe frumoase. Mai tot bune, ajunge asta. Prieteni, oamenii mai mor, ce să fac? Asta e. Asta e, da. Era un om bun, dar nu era el de vină. Era o doamnă care nu o cunoaștem așa puțin. Nu o cunoaștem. Mama. Și prieteni, vreau să spun. Gata, bă. Gata. Ajunge, Bobiță, gata. Ia tot prieteni, prieteni. El a venit cu o tărâd, vezi că e o tărâd, a venit să ne explică nouă de șeamă. Da. De-aia a venit. Pentru lui era că n-a putut să... N-a vorbit cu noi până acum, de loc. O lună de zile cât asta, da. Și am spus să vin puțin. Vezi? A simțit el nevoia să vină să vorbească cu mine, să-mi spună și m-a făcut să plâng în continuare de când a venit de o oră, uite, numai asta zice. M-am trimit pe calea cealaltă al creierului și l-am simțit așa pe Iancu Jeanu că îmi spune în suflet, du-te la maică ta Cătuniță. Așa mi-a gătălit. Și am simțit asta în suflet. A simțit el asta în suflet. Prietenule, gata, oprește-te. Mi-am zis numai vorbe frumoase pe am zis. Hai, aici. Ești cu minte acum? Bă, Bobiță, dar asta dilea unde e? Hai să mânc salată de jungă. Bă, chiar unde e? Auzi că s-a dus să-și... Mi-a spus, l-am întrebat unde te duci el. Mă duc până acasă să-mi iau bomboane. Ce-i fel de bomboane? Nu știu ce bomboane e. Bă, ulei mai avem să-i bag și un pic de ulei. Nu știi, țuțu. Aaaa. Adu-și mă, ulei. Bunică, ăsta, bucătare, bagă. Păi am pus oțet, am băgat oțet un pic. Ia să gustăm prima masa noastră de la zi. Bine cu partea asta. Masa noastră de dietă. Azi ai pus... Ce ai pus bucătare așa de mult de oțet? Mă, oțetul slăbește. Gustă să vezi cum e. Mm. E sărat. Hai că băgăm ulei. Ia spune. Ce să zici? Mie mă împroci. Du-te în partea aia. Dar ce, nu avem ulei? Băi. Gustu, mami, să vezi cum e. Asta e porția mea, nu se tinge nimeni de ea. Ulei e înăuntru, că te-ai neîngătuzat-o. Ia. Ia, Bobiță, dacă vrei, bă, să mă mănânci. Bă, bucătare. Astea sunt macarone cu lapte. Nu mai zicem, deși ea nu, că nu mai vrea Leuțu să zice. Nu mai, gata. Era un om bun, s-a dus și ea nu... Gata, Bobiță. Asta-i. Tu ce-ți spui, mami? S-a dus pentru cineva să vă. Pentru auzi cineva ce care o punea bucătarul la masă. Gata, Bobiță. Amestecă bucătarul. Pentru că suntem doi grași care mâncăm salată. Care punem bucătarul la masă. De doi grași care mâncăm salată.
mișcă. Da, dar bucătarea ajunge, că după aia nu mai simțim gustul. Ia vezi. Mare. Bă, bagă și o țărapă de asta. Prieten, a venit Maria acum. A plecat Bobița. Da, a venit David, da, un copil. S-a dus, a venit Tanca, l-a luat pe Bobița, acum a venit David. Tu ce faci, bucătare? Tot cu dieta. Ai de mine, ce dieta, hai. Nu că n-am mâncat. Uite ce am mâncat eu cu Bobiță, varză de salată. Era bună și asta, combinație cu asta, dacă ne făceam un pic de varză cărită, mai băgam și eu un pic de... Uite, roșii, m-am dus și am cumpărat, n-am avut roșii să bag în mâncare. Cu ce să fac cu mâncare dacă nu ai ce-ți trebuie? Așa este, ai dreptate. Am cumpărat roșii ca să fac varză cărită, că așa ce să pun? Pun și eu 2 ardei, pun și eu 2 roșii. Așa n-ai cum să gătești așa dacă nu ai. No, păi nu mai am nicio bani cu tine, ce vrei să fac? Asta e. Așteaptă și tu până iau bani de la YouTube și-ți dau atunci. Atunci am pus pe sticla de suc. N-ar nimic, te duc după aia în piață, să faci cumpărăturile, cum râde Alin? Auzi ce a zis Alin, a râs de mine că eu noi că luăm cu saci, auzi, punem tot, provizii. Ce să facem, Aline? Cumpărăm o dată pe lună, dar cumpărăm multe. Da. Și așa e, detergent, astea zi, șampon în baie, tot alea de spălat. Soluții alea, el cumpără tot. Și Alina râs de mine. Asta, Aline, iar vă duceți la piață, la Severin, să cumpărați un sac de cartofi, să aveți toată luna. Mă, așa facem noi, așa se face. Da. Așa făcea și patroana, zic, când stătea acasă. Bine, prieteni, hai vă salutăm și Doamne ajută la toată lumea, ne vedem mâine, prieteni. Da, prieteni, așa e, ne vedem mâine. La revedere. La revedere, o noapte bună, prieteni.